V-ați întrebat vreodată de ce leagă Dumnezeu dărnicia de inimă? Eu personal consider că nu există o metodă mai eficientă de a-ți despietri inima, deci reversul procesului împietririi, ca aceea când înveți să practici în mod disciplinat dărnicia. Vreau să repet lucrul acesta. Nu există o metodă mai bună ca să-ți despietrești inima decât atunci când practici în mod disciplinat. Nu că ai mai auzit și tu din când în când, în 6 luni de zile, că mai ai 5 lei în buzunar și l-ai văzut pe cineva care e bolnav și are nevoie de 5 lei. Nu, nu, nu. Vrei să înveți să fii atent la inima ta și să nu-ți împietrești inima? Scriptura îmi spune foarte clar. Fii atent și practică consecvent dărnicia. Scriptura afirmă atât de clar unde este comoara ta, Cătălin, ai citit mai devreme sau ai citat, acolo va fi și inima. Acum, nu prea mai avem comori în casă, da? Așa-i? Nu mai avem comori. Dar vreau să parafrazez acest principiu. În lucrurile în care investești, deci în loc de comoare, puneți lucrul acesta. În lucrurile în care tu investești, adică comoara ta, da? Pe acelea le vei iubi și îți vei face timp pentru ele, adică le vei iubi atât de mult și pe altele în care nu investești, le vei disprețui sau, hai să folosesc un termen scriptural, vei ajunge împietrit față de acel lucru. Îmi place sportul, investesc în sport, merg, joc, îmi cumpăr, așa, încep să îmi atacez inima față de acel lucru. Vrei să despietrești inima, investește în altceva. Ăsta este principiul biblic. Vrei să despietrești inima ta de anumite lucruri? Atunci, investește sau începe să investești în altceva de calitate. Vrei să nu te mai atragă inima spre anumite lucruri păcătoase? Știți care e soluția? Practică dărnicia. Unde ți este comoara? Știți cum vine inima? Automat după tine. Te urmează. Am observat lucrul acesta la conferințe. Când pui o taxă și cineva a plătit din timp și e o taxă mai scumpă, gen 300 de lei pentru o conferință, 250 de euro, îmi spunea cineva că va merge la nu știu ce Brian Tracy prin Cluj, e un mare afacerist care învață pe alții, o taxă mare, nu-ți permiți să zici, las, 300 de euro. Unde investești, îți faci timp. Că ești bolnav, nu e problemă, luăm medicamente. Ești obosit? Nu e problemă, bem 2 Red Bull-uri sau încă 2 cafele. În lucrurile în care investești, știți cum vine inima după tine și trupul, așa te urmează.